Ați văzut Oppenheimer? Nu. Revenind un pic la anii 90, la politică, la tatăl dumneavoastră, știu că atunci în 90 sau chiar în decembrie 89 se propusese să fie ales primar. Da, ce el s-a întâmplat atunci? Lună, da. A fost primar o lună, da? A fost primar o lună, ales de un comitet ad hoc, notele le dai, eu le dau greu. Nu dau notă așa, fel. Nici 10, nici 4. Da, dați și 10. Le dau și 10, normal, dar sunt copii admirabili care vin și răspund și fac niște lucruri. Da, asta cu meditațiile, ați văzut-o? Că trebuie să depuneți declarație, că nu faceți meditații contra cost. Da, de ceva timp nu mai dau meditații. Lucrările nu se mai dau acasă, le țin, le construiesc la școală. Uh-huh. Pentru că s-au întâmplat cazuri în care elevii au completat. Având pixul corespunzător, mâna corespunzătoare, am mai completat lucrarea. Aici, domnule, să mai da prea puțin, uite, aici, de fapt, am făcut. Am înțeles. Dar aveți copii de vedete la școala 2? Păi, ce înseamnă vedete? Acum, nu știu dacă, că... Dacă luăm definiția din televiziuni, nu, din că cunoscuta vedetă, nu știu care ești, minuneți așa, cunoscutul... Dar știți la ce mă refer, nu? În afară de domnul doctor Buză, cu cine mai jucați basket? Da, am jucat cu domnul Buză de mult. Da. Am jucat, acum joc cu ai mei de la școală. Deci, de vreo 10 ani, n-am mai fost cu... Era o trupă de old boys. Și cine era în trupa asta? Acum vreo, nu știu câți ani mai țin minte, era chiar doctorul Roncea. Mhm. Uh-huh. Mai mult timp. Doctorul Aveți Petrea. Aveți mulți doctori. Doctorul Petrea, doctorul Bâra. Aha. Era Dumnezeu să orinească Costel Pidlepa în trupa asta. Și mai erau și alții. Fost colegi de mine. Deci și făceați așa două echipe cu care jucați? Da, echipele se făceau așa, din ochi. Nu, nu erau aceleași echipe. Aha, înțeles. Nu sunt adeptul fotografiilor chicioase. Și am Ce refuzat anumite... Chicioase? Văd pe net diferiți viitori miri. Mireasa ținută în palmă, mireasa pe calea ferată, la mare, picioarele în apă, cu rochea de mireasă, prin pădure. Și zic, fraților, rochea de mireasă este victoriană. Este o creație făcută să aibă în spate arhitectură. Bună ziua, suntem alături de domnul profesor Tiberiu Dima, director adjunct de la școala gimnazială Ion Bazgan din Focșani. Am zis bine, da? Da. Bine ați venit. Bine v-am găsit. În sfârșit avem un profesor, că de când tot insist să invităm și un profesor. Și mă bucur că sunteți primul. Ați văzut Oppenheimer? Nu. Serios? Nu mă așteptam la răspunsul ăsta. Am văzut numai reclamele. Am înțeles. S-ar putea să-l văd. Dar nu sunteți cinefil așa sau chiar n-ați avut timp? Sunt cinefil. Uh-huh. Când am ocazia, merg la cinematograf, la filme care merită. Dar nu intru pe Netflix. Nu, dar ăsta a fost la cinema, da. A fost la cinema, l-am văzut la cinema pe ecran mare aș și vrea să-l văd, merită. Dar mi-e teamă de filmele cu prea multe reclame. Adică nu... Înțeles. Acum e și nominalizat la Oscar. Da, am eu o teamă, da. Pentru că e foarte mult comercial în ceea ce se premiază. Adică filmele premiate, mai ales și... acum, da, au așa o tentă comercială cam mare, dar trebuie să-l văd. Pentru un profesor de fizică, eu zic că trebuie văzut. Da. Părintele bombei atomice, nu? Da. De la film la fotografie nu e foarte mult. Spuneți-mi un pic despre pasiunea dumneavoastră. Am văzut într-un interviu că vorbeați despre asta. Când a început? Cum a început? Pe la clasa a 6-a am colaborat pentru prima dată cu un aparat de amatori la unele reportaje ale revistei noastre pe care tata o edita la Liceu Unire. Și tata, văzând că am un pic de talent, a investit și mi-a luat un aparat profesional și am făcut și un mic laborator al negru. Aparat profesional era pe film lat și cântărea, nu vă spun. Și îl căram după mine cu multă plăcere și am făcut și fotografii care s-ar numi acum de paparazzi, pentru că erau personaje care nu vreau să fie fotografiate. Și el trebuia să mă facă, nu sunt grupul de
excursioniști care mergeau într-un loc, ci sunt venit din altă parte, fac o fotografie, dispar. Și am avut ocazia să fotografiez personalități culturale. Bine, nu în toate cazurile în felul ăsta. Și a început să-mi placă, mai ales portretul. Și portretul alb-negru are filozofia și frumusețea lui. Ați avut vreodată vreo expoziție? Am avut în facultate. Uh-huh. Am fost sprijinit atunci, eram facultate de fizică. Sigur, expoziția n-a fost vizionată de foarte multă lume, ci de colegii noștri s-au împărtășit niște opinii. Am mai avut o expoziție care a fost mai apreciată de caricatură. Aha. Tot în facultate, facultatea de fizică. Și atunci era gustată caricatura, că mai ascundea niște mici pișcături acolo, pe care unii nu le vedeau și alții le vedeau. Și am avut o viață culturală plăcută în facultate. După aia au intervenit tot felul de alte activități și timpul pentru organizare nu prea mai fost și preocuparea. Aș dori să reiau această idee cu expoziția, să vedem tematicile. Am câteva tematici pe care aș putea. Timp și ceva bănuți mai trebuie. Ar fi interesant să scoateți fotografiile acelea vechi. Cred că multă lume ar fi interesată de oamenii de atunci și de felul cum erau atunci realizate fotografiile și așa mai departe. Dar cum ați ajuns dumneavoastră de la fotografie, de la caricatură, de la un tată profesor foarte cunoscut de limba română să ajungeți la facultatea de fizică? Cum se întâmplă de foarte multe ori. Că aș chiar sare mai departe. Aha, de data asta, da? Am înțeles. Mi-a plăcut să citesc. Tata m-a ajutat să am o cultură generală și filologică chiar, foarte bună, dar în același timp mi-a plăcut să citesc carte științifică. Și știam, la momentul când eram elev, știam mai multe decât programa pe care o studiam, îmi formasem o idee despre ce aș vrea să fac și plus filologia atunci, adică ce însemna atunci partea asta legată de filologie, nu prea mi-a plăcut, în sensul că și la examene se învățau comentarii. Era un mod a comentariilor. Se mai învață și acum, să știți. Cred că. Și mie nu mi-a plăcut asta. Creativitate, cred că aș avea. Dar eu am un mod concis de a exprima lucrurile și n-am mers niciodată către dezvoltare, către diluarea unei idei, pe pagini întregi, cu figuri de stil, cu ceea ce vedeam eu în jurul meu, dar... Și atunci am zis că nu-i chiar de mine lucrul ăsta. Și am ales varianta asta. Dar a rămas ceva, pentru că până la urmă am ales învățământul. Când v-ați dus la facultatea de fizică, cu gândul ăsta v-ați dus să vă faceți profesor sau nu, vă gândeați la altceva? Nu m-am dus cu gândul ăsta. M-am dus chiar la fizică tehnologică. Aha. Ce însemna asta? Fizică nucleară, care însemna o inginerie plus fizică. Și făceau și mai mulți ani. Plus repartiția, atunci așa era cu repartiția, era în industrie. Și după aceea mi-am dat seama că văzând unde au fost repartizate primele promoții și care s-au plâns după aceea că nu au ce face, că nu aveau unde să-i introducă în fluxul tehnologic, adică ar fi trebuit să facă optimizări. Nu prea era industria noastră pregătită pentru așa ceva și am trecut dincolo la didactică. Imediat s-a ocupat locul pentru să făceau schimburi între cele două secții și nu-mi pare rău pentru că mi-am ales un domeniu în care aveam puțină genetică. Bunicul, mama, tata au activat în... Da, și mama dumneavoastră era tot... Mama era învățătoare. Da. Și, ce să zic, experiența, ceea ce veneau ei și spuneau acasă, erau entuziaști. Deci nu erau defetiști, nu își criticau mediul în care lucrau. Erau entuziaști și entuziasmul ăla mi l-au transmis și mie, că învățământul e ceva foarte frumos.
copiii sunt deosebiți și, într-adevăr, rămân la părerea care mi-o formasem atunci, atâta doar că unele lucruri pe care eu mă așteptam, deci sunt lucruri la care mă așteptam să se schimbe în momentul când devenim liberi și nu mai suntem încorsetați de o dictatură de... și nu se întâmplă. Sunt multe lucruri care se bat cap în cap în momentul actual și anume dorința asta de a avea un învățământ modern, european, finlandez, dacă se poate. Climatul... Nu, ne potrivim finlandezii. Da. Climat anume și faptul că noi am făcut mari economii în educație. Nu s-au construit școli, un lucru pe care puțin îl remarcă. Eu remarc, să știți, ca importantă. Școala 3 s-a construit în câteva luni după Revoluție, unde m-am mutat eu de la școala 5, după care nu... asta a fost tot. Școala 3. Dar era începută. Era începută și s-a terminat asta imediat. E, da. Dar dacă vă uitați la orașul Focșan, s-au construit două licee, nu? Liceul sportiv și liceul auto, nu? Auto e o modernizare, de fapt. Da. Și o grădiniță. Grădinița 4. În 30 de ani. 30 și. Asta e valabil pentru tot. Și spitale. Da. Și dacă stăm și ne gândim, ar fi trebuit să avem, dacă noi avem 8 școli gimnaziale acum, care învață în două schimburi și învățaseră și în 3 schimburi. Da. Ar mai trebui construite cam pe atâtea ca să învețe toată lumea dimineață. Adică ăsta e standardul. Și dacă se învață dimineață, atunci poate să desfășori activitățile acelea opționale despre care se tot vorbește după amiază. Ai unde? În cadrul școlii. În cadrul școlii. Ai unde să le desfășori. Poți să faci acele cluburi despre care se tot vorbește. Așa nu. Și atunci unde e tendința asta de a imita învățământul vestic? Păi nu se potrivește structura. Și noi am învățat și în 3 schimburi. Școala 2 a fost, la un moment dat, cea mai mare școală din România. Aproape 3.000 de elevi, în 3 schimburi, și greu. Și cum s-a rezolvat? Pur și simplu, la un moment dat, ați refuzat, bănuiesc, cererile, nu? Greu cu refuzatul. Sau... Problema este că la un moment dat s-a găsit o soluție pentru dirijarea unui număr de clase de primar în corpul liceului 3. Ah. Și ele acolo au fost și câteva clase de gimnaziu tot acolo și după aceea a scăzut populația școlară. Și asta e adevărat. Și nu numai școlară. Da. Când am ajuns la 2 schimburi, deja ziceam că am prins pe Dumnezeu din picior. E cam banc. Dar nu e regulă nici cu 2 schimburi. Da, așa este. Au venit într-un proiect Comenius din Uniunea Europeană colegi din 8 țări. Erau schimburi de activități. Și primul lucru care i-a șocat a fost faptul că la ora 1 veneau alți elevi la școală. Cum adică? Le-au plăcut foarte mult elevii noștri. Activitățile erau la primar, la ciclu primar. Și le-au plăcut foarte mult elevii. Deștepți, dezinvolți, știau engleză, se înțelegeau cu ei. Extraordinar. În schimb, ei erau șocați și au rămas șocați până la plecare. Cum poți să înveți în 2 schimburi? Da, și pentru că nici randamentul nu este același după amiază. Mă uit la copiii mei care învață după amiază. Nu au timp. Și nu mai zic de activități extrașcolare. Da, și eu am fost înțeles greșit, că la un moment dat am spus lucrul ăsta și cineva mi-a reproșat, zice, aveți o școală așa renovată, frumoasă. Da, toată aprecierea pentru efortul și după renovare arată superb. Dar tot în 2 schimburi învățăm. Din păcate, nu se înțelege importanța învățământului într-un singur schimb. Și nici la nivel de minister, nici. Nu e doar asta. Nu e doar asta. Apropo, da, știu că dumneavoastră ați fost destul de vocal de-a lungul timpului în ceea ce privește politicile guvernamentale. Și de multe ori ați insistat pe bună dreptate asupra celor 6% din PIB care nu au fost alocate niciodată învățământului, deși sunt prevăzute în lege. Sau au fost vreodată? Eu nu mi-aduc aminte, că știu că tot 4,8% timpul... a fost cel mai mare procent când am primit bani de calculatoare de mobilier în 2007. Atunci a fost o dotare făcută ca la carte, cred că la toate școlile. Am avut laborator de informatică nou, deci nu cu calculatoare cumpărate second hand sau pe proiecte. Tot a fost super. Material didactic, atunci s-a petrecut și după aceea suficient, procentele au fost mai mici. Da. Iar anul trecut?
Nici nu mai știu cât a fost procentul. Problema e că noi acum ne bucuram de renovare. Eram proaspăt veniți după renovare. Înțeles. Eram bine, mobilier nou, cu tot ce trebuie, da. Dacă e să ne gândim recent acum numai la promisiunea neținută cu salariile profesorilor, post-grevă, da. Ce s-a întâmplat? Știi că la un moment dat vă auzeam într-un interviu spunând de felul în care era viața unui profesor debutant când ați terminat dumneavoastră facultate, de exemplu, și cum este acum? Da, în primul rând că maniera aceea de a repartiza profesorii la școli, eu consider că a fost respectoasă. Adică noi am terminat o facultate, cunoștințele noastre au fost verificate prin examen. Și aveam o medie finală. Media finală ne-a clasificat pe țară. Și aveam un punctaj, o ordine, și alegeam niște posturi în ordine. Era ca la medici, să zicem, într-un fel. Da, adică... Acum este o lipsă de respect. Oamenii dau titularizare o dată, de două ori, de trei ori, până când postul este titularizabil. Și unii au 9 și ceva, iau 10. Și mai trebuie să dea titularizare și anul următor sau peste 2 ani ca să se poată suplini. Și atunci se îndepărtează oameni pregătiți. Pentru că nu concep ca în fiecare vară să se pregătească de un examen titular, care e greu. Imaginați-vă că la fizică sau la matematică trebuie să dai materia din facultate. Uh-huh. Aproape toată. Ce ai dat tu în 30 de examene, dai într-un examen. Cum? Asta înseamnă un efort colosal. Și omul se demoralizează la un moment dat. A luat notă mare, dar n-a găsit post. După aia ia notă mai mică, dar e post. Este crunt. Și atunci, o soluție ar fi fost pe care am propus-o și ministerului, ca cei care au medii, măcar cei care au medii peste 9, exact, să rămână cu acea medie, să participe la titularizare în anii următori, cu media pe care au obținut-o, în condițiile în care sunt posturi. Nu s-a acceptat ideea și oamenii dau în continuare. Este, după opinia mea, o lipsă de respect pentru oamenii pregătiți. Dar dincolo de asta, tot făcând o paralelă, să spunem, cum vedeți, de exemplu, felul în care este profesorul văzut de elevi sau cum se raportează, care este raportul dintre profesor și elev acum și cum era atunci când ați terminat dumneavoastră facultatea? Păi când am terminat eu facultatea, în 83, era o altă paradigmă. Lumea gândea altfel. Adică și cartea era importantă. Oamenii care făceau studii erau văzuți ca oameni realizați, care aveau un viitor. Da? Ai carte, ai parte, nu? Era... Da. După care s-a schimbat acum, e altă paradigmă. Chiar și elevii și-au însușit foarte multe idei după net, după televiziuni și așa mai departe, în care ei găsesc formule, cum să spun, facile pentru a se descurca. Și nu atât pentru a se forma. Deci nu mai interesul de formare. Lucru care, mă rog, duce la scăderea interesului pentru școală, clar. Plus, mai există fenomenul numit manelism, care nu cred că există în alte țări. Eu nu cred că n-am auzit în țările scandinave să există manelism. Sau... Or fi, dar se numesc asta. Există la noi. Și manelismul este o cultură, nu în cultură, mă rog, cum vreți să-i spuneți, care nu îndeamnă nici la lucru, nici la seriozitate, ci totul este o bășcălie. Deci și bășcălia, nu e nimic luat în serios. Da, și atunci bășcălia asta se traduce, se transferă și către elevi, către interesul pentru învățătură, pentru școală, pentru lucrurile serioase. Și asta schimbă atmosfera, schimbă. Mie îmi plac copiii de azi, sunt foarte isteți, foarte orientați, dar dacă n-ar exista flagelul ăsta, care influențează foarte mult pe ei, eu zic că ar fi ok, da. Cât există. Este responsabilitatea familiei și cât a profesorilor să-i ducă pe drumul cel bun? Nu știu în procente, dar prima responsabilitate e a familiei. Întotdeauna, pentru că familia e motorul copilului. Copilul la un început nu are nici voința aia extraordinară de a realiza lucruri deosebite și el e împins un pic. Da. Ca o mașină care nu are baterie. Și
Și după ce demarează, lucrează singur. Și ce să zic, aici nu înseamnă că trebuie să dăm la o parte responsabilitatea școlii. Nu. Dar el vine în continuare. Are pe ce să lipi. Dacă n-are pe ce să lipi, e în aer. Adică școala are bază familie. Dar vedeți profesorii dispuși să se adapteze la ceea ce înseamnă noua generație, noile tehnologii și așa mai departe? Da, și noi ne-am adaptat treptat așa la lucrurile astea. Eu, de exemplu, am pagină de Facebook din 2010, ceea ce e remarcabil, și am o grămadă de prieteni, elevi, foști elevi, cu care țin legătura și eu am și o pagină, am un grup al școlii, Școala Ion Vazgan, pe care apar acolo și articole științifice și de altă natură, și cultură. E un fel de revistă. Dar aveți posibilitatea să faceți practic ora de fizică? Adică știți că în general copiii altfel învață când văd practic decât noțiunile teoretice și atât. Absolut. Aici partea materială nu permite acum să aibă fiecare elev pe bancă sau, mă rog, grupuri de elevi aparatura necesară de desfășoare un experiment în grup mic, mă rog. Și deocamdată lucrăm frontal cu experimente frontal. Dar, pentru că vorbeați tehnologie, există o grămadă de documentare, o grămadă de materiale filmate care pot fi prezentate. Și eu am posibilitatea asta să prezint în laborator. Unele le distribui pe grupurile de elevi, că pandemia ne-a învățat să distribuim materiale pe grupurile de WhatsApp și ei văd lucruri pe care eu, nici dacă aș vrea, nu am posibilitatea materială să le fac la școală. Lucru care pentru unii contează, pentru unii care au un anumit interes în domeniul științific. Pentru alții amuzament, dar experimentele prezentate astfel, fără însă o pregătire teoretică, nu prea duc la mare. Omul trebuie să știe ce vede. Exact. Și trebuie să aibă câteva noțiuni. Că s-a zis mereu și lucrurile astea să fie, mă rog, nu trebuie exacerbate. Pentru că dacă omul nu are pe ce fundamenta ceea ce vede, uită sau nu îi mai interesează după. Dar ați observat în, nu știu, în mersul ăsta al societății, eu văd un fenomen, apropo de manelizarea despre care vorbeați, există și reversul în sensul că oamenii de știință au ajuns să fie oarecum la modă, să zicem, prin filme, cum e Oppenheimer, să spunem, sau prin seriale, cum e teoria Big Bang, nu știu dacă v-ați uitat. Deci toate personajele de acolo sunt fizicieni, mă rog, doi sunt fizicieni, Sheldon și cu prietenul lui cu care stă în același apartament, și mi se pare că sunt niște modele care au ajuns să fie de urmat pentru unii copii, unii tineri și așa mai departe, ceea ce cred că e un lucru bun, mă gândesc. Există, da, există și modelele astea, corect. Și astea îndeamnă și la citit mai mult. Da, ca să înțelegi ce spun acolo. Da, am elevi care vin cu întrebări din ceea ce citesc, din ceea ce văd pe net și sigur că la unele se poate răspunde cu cunoștințele din gimnaziu. Pentru altele trebuie făcut un pas mai mare. Le dau așa niște indicii, dar urmează cunoștințele de liceu care să ajute mai mult. Eu, oricum, în biblioteca noastră am achiziționat câteva cărți care au deschidere către științe, fie beletristică, fie cărți documentare de profil, dar eu îndemn foarte mult să vadă documentare, în afară de filmele astea artistice care au personaje. Filme documentare sunt făcute cu efort foarte mare. Sunt făcute de profesioniști. Multe din ele au o valoare extraordinară pentru cunoaștere.
și dacă tot e să deschide televizorul, să mai treacă și pe canale din astea științifice. Da Vinci, da. Kids, mai sunt o grămadă. Și Da Vinci, da. Kids, da, sunt astea. Discovery, Discovery Science, da, da, da. Și altele. Știu că văzusem că ați fost repartizat sau ați ajuns să fiți profesor la Liceu Unirea, nu? După ce ați terminat. Da, am fost la Unirea 7 ani. După care în 90 am luat eu decizia asta să făceam un pretransfer. Pretransfer însemnând că profesorii care vreau să apropie de domiciliu și alegeau posibilitatea să mute la altă școală, în mai aproape de domiciliu. Și am trecut la gimnaziu. Am trecut la gimnaziu și din cauza că am simțit așa că se schimbă atmosfera și mai ales în liceu. În ce sens? Adică ce se întâmpla? Unii au dat așa o senzație elevilor că profesorii au greșit foarte mult în comunism, că i-au îndoctrinat, că s-au început să apară niște personaje din astea care un pic veleitari, după opinia mea, care au schimbat raportul de relațiile dintre profesor și elev, le-au fragilizat, le-au cum să zic eu... Știu că și nouă ni se spunea, eu țin minte, eram într-a 6-a atunci și știu că și nouă ni se spunea la școala 5 profesorii care vă vorbeau doar despre Ceaușescu. Ceea ce și... nu era cazul, nu era adevărat în toate cazurile. Normal. Da. Dar nu, că oamenii... Au relativizat relația asta. Exact, da. Și au schimbat puțin. Și am stat eu și m-am gândit cu cine mi-ar place mie să colaborez, cu elevii mai mici. Și mi-a plăcut mai mult. Deci a fost un nou început, să spunem. Un nou început, fel. Da. Da. Mai am o problemă pe care eu consider de luat în seamă. Efortul profesorului de liceu este mai mare. Din mai multe motive. Lăsăm la o parte dificultatea materiei. E vorba de relaționare. De faptul că un giobojluc făcut de un copil de gimnaziu de clasa 6-a sau de 7-a e mult mai ușor de acceptat, de tolerat, nu același lucru se întâmplă la elevi de 16, 17 și 18 ani. Și atunci, încărcătura psihică negativă pe care o poate avea un profesor de liceu într-o zi, e mai mare decât a unui profesor de gimnaziu. În general, nu zic am acum. Înțeles. Există și licee, da, și licee, există și școli unde atmosfera poate să nu fie așa grozavă, dar cel puțin în școala noastră e o atmosferă de care eu sunt mândru. Și elevii se bucură de ea și noi ne bucurăm de această atmosferă și practic se duce spre bine, spre progres. Duce spre bine. Eu am o problemă cu condițiile generale din școli. Și știți bine că s-a vorbit despre la televizor, se vor îmbunătăți, urmează niște investiții, dar ce am constatat? Că atâta timp cât persoanele cu posibilități materiale, clasa noastră conducătoare, ca să zic așa, a început să nu mai iubească așa mult condițiile astea și elevii, copiilor, învață la școli private, prin străinătate, prin... La fel și în cazul sănătății. Există o clasă cu potențial, și mă refer acum la cei care sunt plătiți din banii statului. Am înțeles, da. Sunt pe cei privați. Mă rog, acolo trebuie văzut dacă e mai legal sau mai puțin legal, au făcut fondurile. Aceste persoane care se depărtează de noi și lasă așa cum o fi și învățământul și sănătatea. Și știm foarte bine că sunt niște personaje care s-au dus, s-au tratat prin Turcia, prin la Viena, pe nu știu pe unde, pentru că au bani. Pe noi ne-au abandonat. Eu chiar am făcut un experiment, am postat o petiție pe petiții.com care avea titlul Solidaritate între conducători și cetățeni. Și ce spunea? Că ar fi bine să existe o modalitate legală prin care cei care au pârghiile, parlamentari, miniștri,
șefi de județe, de orașe, care au pârghiile astea legate de sănătate și învățământ, să fie determinați să acceseze numai servicii publice. Publice. Adică școală, sănătate. Da. În momentul în care s-a dus tratezi în străinătate sau să facă școală în Elveția, atunci, pe bun simț, să demisioneze din funcția aia. Pentru că dacă nu este interesat direct de cum arată spitalul, de cum arată școala, atunci e logic că va face eforturi. Nu se fac eforturi. Și acum mă uit la chestia cu spitalele. De când se vorbește la noi că vor face niște spitale. A reușit să facă o organizație privată. Un spital. Dar e cam puțin pentru atâția ani în România. Și sperăm că în urma investițiilor astea europene, fondurilor astea din PNRR, să mai construiască niște spitale în România. Dar cetățeanul a cam fost uitat. Și au fost oameni care s-au supărat pe mine pentru postarea aceea, pentru petiția aia, zicând că eu încalc drepturile cum un om care vrea el să se ducă și simte că acolo e... Da, să se ducă. Are bani, nicio problemă. Dar renunță la funcția care, pe care i-am dat-o noi. Că el e un personaj din conducerea țării. Și nu mă refeream la oricine care înțeles. E funcționar, ci în alții funcționari. Da, la demnitari. Demnitari da. Care au pârghiile, care hotărăsc prin lege ceva. V-ați gândit vreodată dacă... să vă implicați în politică? Aveți așa niște nu. Idei? Știu că la un moment dat parcă ați fost prin PNL. Am fost simpatizant. Aha. Mă rog. Fiecare cu opiniile lui, în momentul când am zis că nu pot să spun că am candidat la ceva. Nu am candidat la nimic din punct de vedere politic, pentru că politică faci atunci când îți dorești să accesezi o funcție. Păi și nu v-ați dori niciodată, că ideea aveți, asta vă spun. Adică... Da, nenorocirea este că filtrul care te duce în funcția aia e ciudat. Deci nu v-ați pliat nu, pe ce era acolo, pe ce vi se cerea. Nu știu dacă poate să treacă pe filtrul ăla. Am înțeles. Și eu zic că în filtrul ăla te încarcă cu electricitate, adică te încarcă cu ceva. Și negativă. Greu, nu știu, negativă, pozitivă, dar nu e, n-a fost ideea asta. Mi-am dat seama. Există reproșul ăsta că intelectualii, nu știu, oamenii, profesorii, cei care au idei, care au o cultură, stau tot timpul în spate. Da, se spune asta. Eu nu pot să spun că am renunțat la această idee din, să zicem, comoditate sau lașitate. Și am analizat. Există un principiu în fizică numit principiul percolației, care spune că într-un sistem format de multe elemente, calitatea sistemului dă majoritatea elementelor. Și foarte simplu și adevărat. Și atunci, într-un sistem în care majoritatea elementelor sunt de un fel și unii mulți se preocupă de business, de afaceri, chiar dacă zic că fac politică. Da. Atunci n-ai cum tu vii ca un, așa, un corp străin și apare acolo și atunci vei fi rejectat imediat, pentru că încurci. Și s-au văzut atâtea cazuri. Exact. În care oamenii care vor ceva nu se pliază cu cei care vor altceva. Și mai mult strică. Asta e România. Adică nu s-a creat acea percolație. Bine, nu cred că și, cred că și în alte țări. Că ne vedem minunați și pe în alte țări, nu? Cu democrații. De-aia zic că politica un pic poate are momente de creștere și descreștere. Calitatea oamenilor din politică nu e constantă. Și vedem în lume, nu? Vedem, ne uităm la televizor și ne minunăm ce personaje și ce fac și ce spun. Cum a fost cazul Brexitului din Anglia, nu? A fost acolo o manipulare cruntă. Cetățenii și-au dat seama după ce au votat și au ieșit din Uniunea Europeană că nu le e bine. Așa? Și mai mult au fost mințiți consistent. Acum se dorește și în Germania, văd un da, da, tot, e tot o manipulare. Ăsta. Tot pe bază de manipulare. Și aici prind manipulările astea din cauza lipsei de cultură. Așa este. Revenind un pic la anii 90, la politică, la tată dumneavoastră, știu că atunci în 90 sau chiar în decembrie 89 se propusese să fie ales primar. Da, ce el s-a a fost întâmplat primar atunci? O lună, da. A fost primar o lună, da? Da, a fost primar o lună, ales din un comitet ad hoc
foști șef de instituții, ce foști elevi de ai, uh-huh. cine e un om serios și implicat, domnul Dima. Bun. Și l-au ales și el a văzut, a gustat din povestea asta până prin ianuarie, din chiar cred că din 25 decembrie uh-huh. și până nu mai știu data în ianuarie, în care a ajuns la concluzia că nu-i pentru el. Pentru că acolo, în poziția asta de primar, mă rog, interimar sau cum s-o fi numit, a întâlnit proaspeții noi politicieni viitoare. Și s-a lămurit, nu? Unii așa, alții așa. Deci el a văzut acolo diversitate și n-a fost încântat. De unde era foarte entuziast, foarte bucuros că s-a terminat cu dictatorul, a văzut cum vor curge lucrurile. Și era un pic demoralizat în momentul ăla. Am stat de vorbă cu el. Dar nu s-a consemnat, practic, nu știu, dacă s-a consemnat undeva. Or fi prin primul primar al orașului Focșani după Revoluție a fost Petrache Dima, nu? Ar fi fost frumos. Se pun acolo în tablou, holul primăriei, că am văzut toți primarii din... Dar ce s-a întâmplat? Dumnealui a ieșit la pensie atunci de la Liceu Unirea? Practic a plecat de la Liceu Unirea pentru că el a avut un alt șoc. Acela al veleitarilor care fuseseră secretari de partid, învățământ ideologic, se ocupau cu toate astea și eu, dintr-o dată au devenit... anticomuniști. Revoluționari, exact. Da. Și anticomuniști și mă arătau cu degetul pe el, spun cancelari. Ce m-a deranjat pe mine cel mai mult la cancelari este că lumea a tăcut. E valabil și în ziua de azi. În condițiile în care da. Putem vorbi. Da. Și lumea tace în continuare. Vede niște lucruri care nu sunt în regulă și tace. Eu nu mi-am făcut datoria în general. Atunci n-am putut să... Era tatăl meu, nu puteam eu să sară în apărarea lui. Că el fusese director la Unirea uh-huh. și din poziția de director a plecat și a predat ultimii 2 ani la economie. La mine la clasă. Așa. Cât aici da, voiam să ajung. Și cum a fost încântat de atmosfera de acolo. Aseară am făcut un sondaj așa în rândul foștilor mei colegi de liceu. Îi întrebam ce vă aduceți aminte de domnul profesor Petrache Dima și am fost surprinsă. Unul dintre colegi mi-a spus, a fost profesorul meu preferat din liceu. Altcineva, un coleg mi-a spus că își aduce aminte așa că era sobru, avea o cultură extraordinară, venea tot timpul îmbrăcat numai la costum, deci nu exista să vină îmbrăcat cine știe cum. Da, da. Și era imaginea aia profesorului în sensul clasic al cuvântului, dacă vreți. Și la un moment dat își aduce aminte colegul meu că era un campionat de fotbal, dar nu mai știe el ce campionat european sau ceva, și puneau ei pariuri acolo între ei cine va câștiga și a fost surprins că domnul profesor, da, somitatea, a venit și dumnealui să vorbească cu ei și era așa, wow, să-i seama, domnul profesor Dima a venit și a vorbit cu noi despre fotbal și era așa, zic, băi, nu mi-aduc aminte. Altă colegă mi-a zis, mamă, deci era Eminescu era permanent și după aia zic, mă, dar voi vă aduceți aminte, domnul profesor Tiberiu Dima, mi-aduc eu aminte sau a venit și a ținut o oră? Da, și mi-am adus aminte cu ei că ați venit dumneavoastră odată și a ținut, era domnul profesor plecat sau nu știu ce s-a întâmplat, da. Și a ținut o oră în locul dumnealui și ne-ați vorbit despre relația dintre fizică și Mihai Eminescu. Da. Păi asta mi s-a părut așa tare. Fizică. A scris? Da. Și a scris niște adevăruri foarte interesante și unul se regăsește în La Steaua, plus avea niște noțiuni care erau premergătoare teoriei relativității, lucruri care impresionante pentru... Dar Eminescu a fost un gânditor, acum noi zicem poet. Exact. N-a fost numai poet, a fost... Bine, a fost și ziarist și... Exact. Un jurnalist extraordinar. Se vede în articolele lui câtă putere de analiză are și în sfârșit se studiază mai puțin acum, văd. Păi, sunt da. Alții noi. Da. Nu știu. Iar eu am predat un an, am predat la Unirea și am avut și ore la economic în primul an. Aha. De activitate. Eu am făcut cu doamna Iacovache fizica. Așa.
Și atunci, în 83, am avut o clasă de filo, foarte interesant, copii foarte deștepți și plăcuți, și ca să-i atrag așa, să chinina s-o îmbracă în ciocolată, veneam 15 minute cu ceva inedit, ori din Eminescu, ori n-au zis, era de Urmuz, veneam cu texte din Urmuz și din alți scriitori mai puțin cunoscuți, și erau acolo niște persoane cu capacități de interpretare, de citit, de artistic, și ne distram așa un sfert de oră cu asta și după aia continuăm. Faceți asta și acum? Nu chiar așa, adică având și materia foarte încărcată și stufoasă, da. Dar mai fac câte o intervenție care nu are legătură neapărat cu fizica. Iar pe Eminescu îl cultiv în continuare, da? Și cât pot, anumite scrieri le recomand. Le-am mai trimis și texte științifice. Și unii sunt interesați și citesc. De asta vreau să încurajez copiii ăștia care nu vor să intre pe val. Sau valul... nu pot, poate. Nu, ei nu prea vor să intre în valul ăsta de manelism, de nebuneală. A, ăștia, da, am înțeles. Okay, și da. Se simt așa un pic stingheri. Și nu fiți stingheri, fiți voi înșivă. Eu, de exemplu, cu toate că am avut tot felul de influențe de jur împrejur și în liceu și în facultate, nu m-am apucat de fumat, că n-am vrut eu. Înțeles. Și dau exemplu ăsta, uite, eu pot să alerg, jucăm basket, ok. Nu vreau să dați și că alergați, păi da, eu n-am fumat, măi. Tatăl meu nu poate să alerge așa ca dumneavoastră, așa are. Păi zic, da, a fumat, eu speculez imediat. Da, e, asta. Dar faceți basket de mult, nu? Știu că... Da, bine, la nivel de... Bun, în facultate, în facultate... Am jucat în CSU, Clubul Sportiv Universitar. Și ne-am distrat bine. Și de atunci e pasiunea asta pentru basket? Ați rămas cu... Nu, din liceu. Aveam prieteni acolo. Și ne întâlneam, jucam și duminica, jucam și... De plăcere. Nu, n-a fost niciodată problema de competiție. Nici nu aveam talia pentru o echipă din asta. Dar de plăcere. Și plăcerea înseamnă pasie, înseamnă... făcut anumite echipa, scheme, jocul ăsta, da? Asta era frumusețea, marchezi un coș. Bun, dar cum? E, și acum, dacă pot și eu am timp și mă mai captează elevii de a opta, care am o echipă foarte bună acum, sper să câștigăm campionatul, am mai câștigat în trecut și ne distrăm. Dar vă încadrați, din câte povestiți, nu știu, poate mă înșel, nu vă încadrați în mitul ăsta al profesorului de fizică, ce este foarte dur. Eu vă dau exemplu la ai mei. Fiica mea face fizica cu doamna Bostan și fiul meu cu domnul Moraru. Și înainte să înceapă între a șasea, fiecare dintre ei erau așa, olu, am auzit că o să fie nu știu ce la fizică. Păi mama, zic, ce o să fie? Asta o să fie, n-a. Și acum vine fiul meu și îmi zice, să știi că domnul Moraru are foarte multă răbdare cu noi. Zic, aoleu! Iar fiica mea este, că mă întrebam la sfârșitul clasei a șasea ce vrea să facă și mi-a zis că vrea să facă fizician poet. Da. Adică se surprize. Poate, da. Da, să... Da, acum ce se întâmplă? Uneori imaginea, povestea că un profesor e mai dur sau... Bine, poate la niște note care uneori sunt... De fapt, în cele mai multe ori sunt meritate. Și eu le spun mereu, insistez, răspund în oral, se descurcă mai bine când e vorba de pus problema în față, de dus problema de la un cap la altul, cu etapele ei, cu calcul. E mai greu și se lasă cu note mai mici, dar le spun totdeauna, fiți pregătiți și pentru scris, pentru că scris veți da. Păi tocmai, tot felul examenele, de examene. Da. Și trebuie să vă concentrați, să vă verificați, să fiți, cum să spun, corecți în ce faceți și organizați pe foaie. Pentru că scrisul ăsta și participarea la diferite concursuri, la diferite olimpiade, îi disciplinează și îi ajută. Că, exact. Vedeți, și vine. Și vine concursul scris. Evaluare națională, BAC. Cum vedeți ideea asta de a introduce la evaluarea asta, adică de a schimba evaluarea națională de la doar română și matematică la mai multe materii? Știți că se dă între a patra, între a șasea.
Da, astea, nu știu, sunt făcute pentru un proiect care să analizeze anumite moduri de lucru ale elevilor și nu se merge neapărat la a doua, a patra, a șasea pe evaluare cu notă. Da, nu e valoare, dacă ar fi să fie extinsă la 8-a... Să urmăresc niște itemi, cum se rezolvă și ce presupune asta. Ce înseamnă asta din punct de vedere al metodei de lucru, la nivel național. Mm-hmm, da. Dar ideea de a da teste din mai multe materii există în țările vestice. Și ei dau niște examene pe zeci sute de întrebări. Grilă. Examenul. Deci se răspunde prin bifare. Și acolo, sigur, așa am anunțit, se poate evalua activitatea unui elev la școală. Dacă el a participat la ore, a fost atent, a lucrat, rezolvă. Nu fac meditații pentru asta. Asta e clar. La noi s-a invocat faptul că trebuie să se dezvolte și modul ăsta de lucru organizat, rezolvarea unei probleme pe nivele, frumos. La ESEU, la BAC, nu? La română, creație, așezare în pagină, dezvoltarea unei povești la 8-a. Important. Dar când te duci la evaluare, când intri pe partea de evaluare a acestor lucrări, acolo se întâmplă ce ați văzut, diferențe de notare și mai departe, interpretări. Grila rivederci, nu? Îți dă răspunsul exact și repede. Intră foile pe calculator și ține punctajul. Nu știu, adică după 9 ani de școală de acum, pentru că îți face și clasa 0, să dai doar la două obiecte. Da, adică nu că insist eu să se dea la mai multe, dar nu mi se pare normal să evaluezi un copil doar la română și la matematică. Da, da. Trebuie cultură generală. Exact. Noi facem cultură generală și atunci sigur că se pot concepe teste cu întrebări mai multe din toate materiile. Și nu neapărat teste de nivel de olimpiadă. Păi. Dar acolo vezi, a fost elevul ăsta la școală, a participat, exact, a gândit. Exact, da. Asta pentru că mi se pare că asta e o primă etapă, dacă vreți, în această întreagă filozofie a școlii românești, care se bazează pe vârfuri. Ceea ce în alte sisteme de învățământ, că tot vorbeam, nu mai e de mult valabil. Adică noi ne lăudăm, avem olimpici, România are ok, dar baza... Știți ce se întâmplă cu vârfurile? Vârfurile se pot vedea mai târziu. Dacă dezvoltarea este cu pași, cu trepte mici și naturală, mai târziu când energia creatoare, puterea individului s-a constituit, s-a materializat, s-a osificat, mă rog, nu s-a osificat, s-a... Am înțeles, da. Consolidat, exact. Da? Atunci apar vârfurile. Pentru că atunci omul merge către ceea ce și-a dorit, face eforturi mai mari care sunt în raport cu dezvoltarea lui. Pentru că, eu dădeam un exemplu, dacă, să zicem, de ce nu se face sportul haltere, de ce nu fac haltere copiii de sub 10 ani? Hai să-i ducem la o competiție să ridice greutăți. De ce? Pentru că le strică coloana. Le oprește creșterea. Și atunci eforturile exagerate la vârste prea mici produc niște fenomene. Uneori, din cauza efortului, unii fug de obiectul la care au făcut acel efort. Da. Se întâmplă. Unii se demoralizează și asta produce efect negativ educațional. Unii încep să teamă, își pierd încrederea în ei, pentru că au participat la diferite, așa zise, concursuri la care ori n-au fost pregătiți, ori uneori au găsit subiecte formulate raznic. Nu numai la fizică. Și atunci omul își bate capul cu ceva care nu e în regulă, în loc să fie stimulat. Am participat și eu la olimpiade de fizică în
în gimnaziu și nu ne pregătea domnul profesor. Nu ne-a chemat să facem pregătire. Am dus pur și simplu la concurs, am văzut problema. Erau mai frumoase. Deci subiectele erau mai frumoase. Mai te îndemnau să te așezi pe el să le ajut. Acum am văzut subiecte de fizică de o pagină. Un subiect. Deci trei subiecte, trei pagini. O poveste întreagă acolo unde tot citești și citești. Din orele pe care le ai la dispoziție, am luat concluzia că jumătate din timp îți ia să înțelegi și problema. Exact. Și punctajele sunt mici. Elevii pleacă de la olimpiadele astea și nu știu, la matematică. Au fost elevi care au plecat cu zero. Că matematica nu are punct din oficiu. Am înțeles. N-are. Și au fost elevi selecționați care făceau față la programa de la... Dar la olimpiadă n-au făcut față și au luat zero. Ce e rost are? Păi da, pentru că ați văzut că, de fapt, o mare problemă este înțelegerea enunțului. Da, și dacă-s făcut ermetic și, nu știu, ori fă și cu dedicație, o să ajunge și la concluzia asta din când în când, atunci omul sparge capul cu ea. Spunea profesorul Gologan, care antrenează lotul de fizică, că noi pregătim rezolvitori de probleme. Nu matematicieni, a zis el. Matematicianul poate să facă o chestie în timp, dezvoltă o teorie sau o idee, nu repede, nu în două ore, nu. Aceștia sunt rezolvitori de probleme. Foarte interesant. Și trebuie să facă un antrenament. Acum, subiectele astea care se dau și la obiectele științifice nu mai sunt așa de... Să vii după stradă, să vii din clasă și să te apuci de el. Trebuie să ai o pregătire să faci materie în plus. Dacă nu faci materie în plus față de programă, nu te duci. Dar dincolo... Și atunci ce evaluăm? Dincolo de asta, mă mine mă interesează marea masă a populației care ar trebui să fie atât de bine pregătită încât, da, încât să nu mai fie ușor manipulabilă, că până la urmă despre asta este vorba. Da, da. Cum răspundem noi? Apropo de ce spuneați, da? De faptul că Brexit-ul a avut loc prin manipulare, pentru că oamenii au căzut în această capcană. De ce au căzut în această capcană? Tocmai pentru că nu mai există această cultură generală, dacă vreți, inclusiv, da, civică, iar la noi nu și mai spun. Și nici dorința de a căuta informații. Pentru că, domnule, am primit o informație dintr-o sursă. Da, spune exact, să o verific. Și de ea, da. Și ia să vedem, mai există undeva chestia asta sau am și alte prezentări. Și cu toate că există mijloacele astea extraordinare de informare, nu se folosește. Și nu se folosește așa. Am aflat dintr-o sursă cu tare, gata. A zis un ministru, de exemplu, al Germaniei, de apărării Germaniei, că va fi război, ne pregătim de război, el are un interes, el are nevoie de buget. El spune acolo că ne pregătim de război, nu va fi niciun război cu Rusia, cu NATO. Sperăm. Eu sunt convins. Să sperăm. Dar oamenii interpretează și se alarmează. Dar numai că se alarmează, vine instituțiile financiare și încep să scadă ratingurile unor țări. Care țări? Întâmplător astea care spăiesc, nu? Asta nu-mi place. Pentru că vorba unuia care a zis ceva, într-o dată produce niște probleme financiare nouă. Ni se vor da banii mai greu împrumutat, vor fi mai puține investiții în zona asta, dacă vine și ia că acum niște vorbe și dacă nu cauți, dom'le, dar de ce a zis ăsta? Ia să ne gândim, dar de ce a zis ăsta așa ceva? Ca să primească bani. Și sunt în stare unii, cu cinism, să manipuleze opinia publică, să manipuleze guvernul sau ca să își tragă pe turta lor. Pentru că acum, dacă nu, cred că e epoca în care se fabrică cele mai multe arme în momentul ăsta. Exact. Bine, asta s-a întâmplat întotdeauna și se spune că în vremuri de război se îmbogățesc cel mai mult, da, unii care sunt deja bogați. Absolut. Revenim un pic la școală. Am avut trimestre, am avut semestre, avem module. Cum vedeți situația asta? Că știu că vorbeați la un moment dat de foarte multă birocrație, de... cum e mai bine până la urmă? Pentru profesori, că știu că pentru elevi ei se bucură într-un fel că au mai multe vacanțe, să spunem. Dar pentru profesori cum e? Nu știu, n-am
încercat să fac o comparație între semestre și module, pentru că trimestre era, după opinia mea, mai complicat cu trimestre. Uh-huh. Erau foarte multe note. De păi și acum la module și văd notele, că... notele le dai, eu le dau greu. Nu dau notă așa, fel. Nici 10, nici 4. Da, dați și 10. Le dau și 10, normal, dar sunt copii admirabili care vin și răspund și fac niște lucruri. Lucrează independent, dar modulele ce fac? Ne conferă posibilitatea să acordăm notele într-un alt ritm. Uh-huh. De exemplu, dacă eu la început, la 6, am mai mult introducere, noțiuni, noțiuni pe care le-am mai făcut și la a patra, e adevărat, le mai reciclăm, le mai discutăm și pun nota mai târziu, când am material cu care se pot da și o problemă, că nu pot să dau numai teorie. Și pun nota mai târziu, mă obliga semestrul să pun mai multe note până... pentru mine e bine, cel puțin la clasa 6. Și cred că și la celelalte obiecte la început, la clasele de început. Uh-huh. După care urmează, ai material, ai ce evalua, ai ce discuta. Deci trebuie și substanță ca să poți face o evaluare și nu poți numai pe o lecție, totuși. Păi, normal. Că lecțiile sunt legate și au unitățile de învățare astea care au conexiuni trebuie cuplate și făcut o evaluare așa mai complexă. Nu știu ce să zic, mie îmi place cu modulele. Da? Din punctul ăsta de vedere, n-am nicio problemă cu modulele. Și faptul că e în vacanță în octombrie, e bine. Da, da. Pentru că sunt prea multe săptămâni la rând, din septembrie până în decembrie, și mai intervine așa un pic de odihnă. Cum depinde copil, că sunt unii care învață și într-adevăr au nevoie de acea săptămână de vacanță și sunt unii, exemplu pe la mine, așa, da, care de-abia au intrat în ritm și când vine vacanța din octombrie, îl scoate iarăși și iarăși, e greu să reintre în ritmul de școală. Adică, da, fiecare copil depinde cum învață, cum e ritmul lui și așa mai departe. Dar asta cu meditațiile, ați văzut-o? Că trebuie să depuneți declarație, că nu faceți meditații contra cost. De ceva timp nu mai dau meditații. E o muncă grea și... În momentul când te rupi, deci eu m-am rupt la un moment dat, am dat meditații într-o anumită perioadă, ți-e foarte greu să revii. Pentru că dacă faci serios, adică nu faci meditații de formă. Făceați pentru ce? Pentru admiterea la facultate? La facultate, da. Fiecare copil are un bagaj, fiecare copil are niște nevoi de înțelegerea unor capitole și caz particular, deci nu poți să faci la modul general cu 3, cu 4, cu ce am mai auzit eu. 15. Nu știu. 15. Aia e de formă, nu e meditație. Dar, știți, cu pomul lăudat, se mai întâmplă și de asta. Da, acum, da. Faptul că a intervenit această cerință de a preciza că nu faci cu elevii de la clasă, se datorează faptului că unii au condiționat nota. Adică au acordat note și de aici au apărut discuții, au venit părinții și au spus că unii elevi care fac pregătire cu profesorul au note mai bune și uite copilul meu, nu știu ce. Și s-au fost cazuri din astea. Asta e partea mai puțin corectă, sau nu incorrectă. Să condiționezi nota cu meditație. E, și atunci a intervenit acest registru al în care se consemnează declarațiile profesorilor cum că nu fac pregătire cu elevii de la clasă, lucru care s-ar putea să îmbunătățească un pic relația asta la clasă. Dar nu știu cum ai putea să controlezi. Ce faci? Stai să asta te duci acasă poveste la profesorul respectiv să da, intri... Da, asta este adică, cu tot o altă poveste. Mi se pare tot o formă fără fond, așa, oarecum. Nu s-a înțeles foarte clar ce atribuții are responsabilul cu această comisie. Comisia asta care adună... Unii au crezut că urmează trebuie să-i controleze, să-i urmărească pe profesorii care au dat declarații. N-are cum să devine polițist. Eu declarați pe proprie răspundere până la urmă. N-are cum să devine el polițist. Acum,
lucrurile sunt foarte diverse. Deci nu... Eu am făcut pregătire în perioada aia când eram la liceu și, și în perioada aia și ne spuneam părinților, doamne, vrea să dea la politehnică sau la medicină sau... Dar nu va beneficia la clasă de vreo... Da, da, domnul, să pregătească, să nu cumva, să-i dați note mici, să învețe. Era o optică. Da, care nu știu dacă mai e valabilă da. Acum. Adică aveți părinți care vin să tragă la răspundere că de ce ați notat un elev într-un fel sau vi s-a întâmplat chestii de genul ăsta? Am avut vreo două cazuri. Până când s-a explicat de ce. Eu am curajul să le dau lucrările acasă. Știți că acum există o procedură. Lucrările nu se mai dau acasă, le țin de consult la școală. Uh-huh. Pentru că s-au întâmplat cazuri în care elevii au completat. Având pixul corespunzător, mâna corespunzătoare, am mai completat lucrarea. Deci, domnule, să mai da prea puțin. Uite, aici eu de fapt am făcut. Am înțeles. Da. E bine, cu toate astea, nu am avut cazuri în care se întâmplă așa ceva, să vină cu lucrarea completată de așa să o conteste după aia. N-am avut cazul. S-au întâmplat în niște situații, da. Am avut eu cazul. Și atunci eu le dau lucrările acasă să le vadă părinții, să uite pe ele. Păi și ai mei vin da. Să le semnez când da. Iau note mici. Exact. Nu mă feresc de asta. Și sincer n-am avut probleme. Dar... Sigur că procedura are ea un motiv. Adică au fost situații când elevii și-au făcut dreptate. Dar acum asta, am văzut tot așa o știre că s-au mărit salariile la directori. Cum e? E mai bine? Păi era o situație ridicolă la un moment dat. Eu chiar mi-a venit să râd. Când am fost în prima etapă, 10 ani director până în 2004-2014, era o indemnizație de conducere. Un procent. Care s-a acordat. Adică nu era un salariu efectiv, era un... S-a adăugat, eu am avut 30% indemnizație de conducere, pentru că era o școală mare, pentru funcția director. Și asta s-a aplicat la salariul meu de bază, care avea legătură cu vechime, cu grade, da, cu pregătire, da. Toate astea. După care am descoperit, eu am dat examenul ăsta pentru directorat adjunct mai târziu, în 2021, că nu mai e așa, că e o grilă. Și că directorul pe grila asta, profesorii pe grila asta și directorul. Și când m-am uitat la grila directorilor, salariul era mai mic de încadrare decât dacă rămâneam profesor. Și zic, ce e asta? Bine, am râs, pentru că practic nu, în decursul activității mele, nu atât banii m-au făcut să devin profesor și nici să rămân. În anii 90, imaginați-vă că aveam salariu de $80. Și când am fost în Danemarca cu cercetași și cu scout în 94, ei aveau salariu în Danemarca de 4.000 și ceva de dolari un profesor. Și noi 80. Da, și nu mi-a venit să spun că m-a întrebat, am zis 100. Și a zis, cum 100? 100 pe săptămână? Pe ce? Pe lună, nu. Nu m-a crezut. Până ne-a scris pe hârtie cu cifre, a zis, poate nu știu eu engleză. Și am zis un cuvânt de greșicenscu, $100. Zice, nu se poate, uite unii la alții. Și am rămas profesor, n-am plecat. Și nu numai eu, mulți, care au rezistat cu salarii. Bine, au făcut, au dat meditații, că nu puteau să trăiască fără. Cred că de acolo, de fapt, a plecat oarecum, de la aceste salarii mici, profesorul trebuia să descurce să trăiască. Absolut. Și atunci a ajuns și până în zilele noastre când, cum vedeți salariul profesorului? E decent sau... Se apropie de decent. Când eram noi în proiectul Comenius, a venit și din Slovenia o profesoară. Slovenia fusese țară comunistă. Exact. Și aveau peste $1,000 salariu. Când noi aveam vreo 200 atunci. Uh-huh. 200-300. Alt fel de concepție. Dar... Acum nu pot să mă plâng. Adică acum, într-adevăr, au crescut salariile, ci se spune pe grilă din ianuarie, vom vedea în februarie, e. Dar nu cât s-a promis, că am înțeles eu că a fost mare... Eu nu am mai stat mare... să calculez, pentru că există... Bine, era vorba de debutanți până da, la da, urmă. Da, da, da. La debutanți s-a făcut o declarație greșită, dar n-a fost corectată de păi... cine trebuie, da. Da. Dar declarația era greșită. Am înțeles. Și, mă rog, acum...
în învățământ nu intră oameni neapărat pentru bani. Din păcate, mulți sunt sprijiniți de părinți. Cunosc mulți profesori tineri care, de fapt, sunt sprijiniți de părinți. Locuiesc la părinți și așa mai departe. Iar ați lua o casă, la profesori e foarte greu. Și vă spun două bine, motive. Și la noi. Nu, dar unul din motive este următorul, pe care puțină lume îl vede. Mulți profesori sunt pe perioada determinată angajați. Am înțeles. Suplinitori și sau pe perioada de valabilitate a postului. Banca nu se uită la personajele care au astfel de încadrări. Ei nu vor decât pe perioada nedeterminată. Și atunci, debutanții aceștia, care sunt mulți, tineri, nu au posibilitatea nici să-și facă un credit. Și când e nedeterminat? După ce iau postul acela titularizabil? Și te duci un post titular. Titular, da. Dar, repet, există și titularizare pe o perioadă mai mică. Adică nu scrie neapărat nedeterminată. Și atunci intrarea în sistem va fi îngreunată și de asta. Nu numai de salariu pe care le la titularizările astea pe care le dai în 2 ani, deci multe examene, faptul că nu ești încă capabil să-ți faci un credit care te-ar ajuta și birocrația, până la urmă, că s-au spus multe despre desfințarea birocrației, dar încă mai e. Mai există premiul Petrache Dima la Unirea, da. Da? Pentru ce se dă? Sau pentru jurnalism. Elevilor da? Care colaborează la revista noastră și care scriu la revista noastră și au o activitate în cei 4 ani de apreciat, da, și eu decernez în numele tatii acest premiu și au luat și elevi de la școala 2. Ah, spre bucuria mea. A, deci pot colabora la revista noastră și elevi din... sau cum e? Foști elevi de la școala 2. A, foști elevi, am înțeles. Dar fără să am eu vreo... Adică eu n-am nicio influență la desemnarea câștigătorului. Uh-huh. Eu numai decernez premiu. Foarte și eu am fost în decursul timpului, în 12 ani sau... Cam așa, de când se dă premiul ăsta, 3 sau 4 au fost de la școala 2. Am văzut la un moment dat, fusese o inițiativă să fie denumită chiar o stradă. S-a mai întâmplat ceva? A fost o inițiativă? Nu. Păcat. Nu cred că s-a întâmplat nimic. Mă rog, astea sunt lucruri care țin de politică. Dar, și v-am zis, eu în politică intru, adică numai așa, ca cetățean care mai spune ceva, am deranjat și cu spunerea aia cu solidaritatea între cetățeni și politicieni, în care ei să meargă și ei cu, la școlile de stat, la spitalele de stat, să vadă ce mai e pe acolo, că dacă nu văd, de unde să știe. Și a fost asta mi-a fost inspirată de o chestie care s-a întâmplat în anii 90, când șefii nu mai mergeau cu trenul. Nu merg nici acum. Păi nu mai, acum nici atât. Pentru că aveau mașini cu șofer. Și în momentul când șefii n-au mai călătorit și ei cu trenul, să vadă ce e în tren, să le spună, vă, fiți atenți, alo, uitați și aici, atunci a decăzut și transportul pe calea ferată. La fel se întâmplă, v-am spus, în învățământ și în sănătate. Acum se merge cu avioane private. Da. Nu depinde sistemele astea. Da. Și asta aș vrea, să se găsească o cale de a-i determina. Nu fac închisoare dacă se duc, dar își dau demisia. Pleacă din postul ăla frumos și călduț, în care ei nu au făcut niciun efort să construiască spitale și școli. Dar aveți copii de vedete la școala 2? Ce înseamnă vedete? Acum, nu știu că... Dacă luăm definiția din televiziuni, nu, din că cunoscuta vedetă, nu știu care ești, minuneți așa, cunoscutul... Dar știți la ce mă refer, nu? Nu, de vedete n-avem, nu. Nu? Vedetele se comportă într-un fel. Exact. N-avem. Nu aveți, n-avem. Am înțeles. Deci toți copiii sunt... De oameni normali. De oameni normali. Da. Da? Că mai sunt pe la unele școli și mai aud. Păi da, dar e copilul cu tare și n-ai cum să... Pe bune, adică de ce? Cred că tot principiul percolației. Fiind mai puțin cei care ar mai avea niște veleități și văzând că ei alții sunt cuminți sau cuminții. Da? Ziceți că da. S-a întâmplat asta? Că, cred. Da?
Adică nu vă treziți cu părinți care să vină și să spună eu sunt cu tare și vreau să se întâmple lucrurile așa, nu? A fost odată un caz, dar a plecat de la școală. Și școala asta nu-i de mine. A, am înțeles. Și a plecat. Și noi am zis bravo, mulțumim. Dar se întâmplă, știu că, de exemplu, în clasa 5-a sunt mulți copii care aleg să plece la liceu să facă... Da, este un fenomen care s-a petrecut în momentul când ministerul a dat voie la înființarea, eu n-am fost de acord, înființarea gimnaziilor la licee. Și sigur că racolează elevii pregătiți. Așa. Deci sunt și examene, da. Da. Dar care a fost... care e problema? Liceele nu au o infrastructură așa de generoasă care îți permită să ai și clase de gimnaziu acum. Și atunci ce au făcut? Au împins clasele de liceu după amiază și au făcut loc, pentru că de ce să duc la liceu? De multe ori să duc pentru faptul că învață dimineața. Bun, și de ce au dorit liceele astea? Adică au avut o continuitate sau ce s-a întâmplat? De ce să vrei două schimburi când... Ipoteza a fost că se dorește o pepinieră de elevi care să fie așa și pe dincolo. Mă rog, e o idee, dar ori te specializezi, adică activitatea de liceu e una, activitatea de gimnaziu e alta. Profesorul nu se poate adapta chiar așa, fuga. Sunt aceiași profesori care predau, da, nu? Și nu se poate adapta chiar de la o zi la alta. De la nivelul de liceu la gimnaziu, tenta să folosească niște cuvinte, mai ales la domeniul științific, vreau să spun, sau mod de lucru care nu se prea potrivește la cei mici. Mie mi-a trebuit un an așa să mă adaptez. Cât am trecut de la liceu la gimnaziu. Da. Limbaj, mod de abordare, răbdare mai multă. Și nu știu dacă e prea grozavă ideea. În afară de domnul doctor Buză, cu cine mai jucați basket? Da, jucat cu domnul Buză de mult. Da. Am jucat, acum joc cu ai mei de la școală. Deci de vreo 10 ani n-am mai fost cu... Era o trupă de old boys. Și cine era în trupa asta? Acum vreo, nu știu câți ani mai țin minte, era chiar doctorul Roncea. Uh-huh. Mai mult timp. Doctorul Aveți Petrea, mulți doctori? Doctorul Petrea, doctorul Bâra. Era Dumnezeu să-l odihnească, Costel Pidlepa în trupa asta. Și mai erau și alții, fost și colegi de mine. Și făceați așa două echipe cu care jucați? Da, echipele se făceau așa, din ochi. Nu erau aceleași echipe. A, înțeles. Da, era distractiv. După aceea mai stăteam la o bere, de asta... Se întâmplă mai de mult. Jucam afară în general, s-a mai jucat și într-o sală cu parchet. Parchetul e mai bun, mai protector. Aha. Pentru articulații. Și pe la sala polivalent am jucat. Da, pentru distracție. Și în afară de basket, în timpul liber, ce faceți? Păi, mai am gospodăreală. Mai avem o cabană la țară, la Lepșa, și mai mergem și pe acolo, mai facem treabă. Aveți urși, mistreți în vizită? Sunt. Sau, da? Nu, în vizită nu, pentru că vecinii mei au făcut niște garduri. Aha. Foarte electrice solide sau... așa. Nu. Da, niște garduri foarte solide și chiar în curte n-am avut. Dar în zona, adică traversat râul, și pe partea cealaltă, ursul vedea, trecea frumos și... Bine, acum oricum numai că vin la șosea la acolo, pe DN2. Da, sunt urși. Acolo sunt urși, da. Și din păcate unii vin la tomberanele astea lăsate pe acolo. Ei au din ce în ce mai mult tendința să vină către oameni, către case, către... S-au mai întâmplat și mici necazuri cu animale de-astea prin gospodării. Da, avem... Dar nu numai urși, vulpi, nu mai spun de veverițe, e frumos. Cum vă vedeți după ce terminați cariera didactică? V-ați făcut așa niște planuri? Da, sunt pe care să-mi fac planuri. Deci unul din planuri este legat de fotografie. Aha, deci v-am mergeți spus, pe... Vreau să o expoziție, două, cu tematică. Da, acum aveți aparate moderne. Da, lucrez digital acum. Digital. Am și pe alea clasice. Deci, păi, știu că, în general, oamenii pasionați au așa și pasiunea asta pentru film, pentru aparatele cu film. Diapozitiv mai ales. Eu am mai lucrat pe diapozitiv.
pentru anumite publicații și pentru anumite pliante de publicitate. Chiar am făcut cea mai bună dintre cele mai interesante pentru publicitate a fost la Podgoria din Ramur Fadlar. Din Mulțișoar, de ceva timp. Și am lucrat pe diapozitiv și au tipărit clientul ăla prin Elveția, nu știu unde, și a ieșit extraordinar. Dar v-ați dus și la evenimente de astea, gen, nu știu, nunți, botezuri, să faceți... Așa, da, da, da. Am fost și la, de exemplu, Festivalul Bacchus, cred că vreo 10 ani. Am făcut fotografiile și la tot felul de alte activități. Iar, sigur, nu sunt adeptul fotografiilor chicioase. Și am ce refuzat anumite. Chicioase? Văd pe net diferiți viitori miri. Mireasa ținută în palmă, mireasa pe calea ferată, la mare picioarele în apă, cu rochea de mireasă, prin pădure. Și zic, fraților, rochea de mireasă este victoriană. Este o creație făcută să aibă în spate arhitectură. Okay. Nu păduri, nu tufișuri, nu mare, nu merge. Deci nu spune și... Drept care i-am mai refuzat, pe care vreau să facă de astea. Aha. Și asta fiecare cu hazul respectiv. Dacă vrei să faci, atunci faci cu altă ținută. Păi acum lași, știți cum e să facă fotografii post-nuntă. Sau pre. Pre, păi nu, că astea post, că poți să-ți distrugi rochea, să știți. Cu rochea, da. Da, da, da. Da, da. Înainte nu prea-ți permiți să te duci... Nu cu rochea, nu. Da. Da. Da, nu pot să sunteți spun. Cum? Nu. Da, vă încadrați în piețul. Eu am fost dezonat. Am avut timp de 10 ani, am avut autorizație de fotograf. Aha. Și... n-am funcționat fără autorizație, adică corect, cine a vrut factură, a luat factură. Am avut și de conturi din astea spectaculoase de la diferite firme care au zis, tăiați factură, tai, frate, tai. Da, și... Sunteți un exemplu pentru generațiile mai tinere, zic da, eu. Da, probabil, eu știu, pentru unii. Acum, eu am lucrat mult pe film. În momentul când a apărut digitalul, s-au mulțit fotografii. Sunt nu mai mulți. Comod acum să vezi ce se întâmplă și după aia... Poți să ștergi și nu-ți place. Da. Și e nicio problemă. Dar oricum, din când în când e bine să schimbi. Am avut o perioadă în care am făcut asta, am avut o perioadă în care am dat meditația, am schimbat. Schimbăm și asta și găsim altă... Păi și care așa e, să păstrezi tinerețea. Care e următoarea ca să vă păstrați tinerețea? Dincolo de fotografie una și... Una este plimbatul. E timp și posibilitate de plimbat mai mult. Fotografie și una nu spun. O spun mai târziu că își pierde efectul. Cu cine vă plimbați? Pe unde vă duceți? E, în general cu familie. Da? Familie. Am înțeles că fata dumneavoastră a fost sau a terminat conservatorul, nu? Da. Da. Și soția dumneavoastră e tot profesoară? Da, ea a făcut chimia la început, după aia a făcut informatică. Ah, informatică. Și pentru că, mă rog, a crezut, a zis ea și a zis bine că ăsta e domeniul care va fi de viitor. Exact. Da. Și acum, după lupte seculare, a ajuns și informatica la gimnaziu obiect dintr-un piu comun. Că a fost opțional. Cine știe câte vor mai fi după aia, că iarăși sunt unele opționale și vor intra, probabil. Și opționalele au rolul lor. Dar v-am spus, trebuie numai să că sunt cam impuse, apropo da, de... Da, sunt puse din motivul ăsta, că n-ai unde să-l faci. Adică, nu poți să-l faci pe bucăți de clasă sau... și pe clasa întreagă, pentru că trebuie să-l pui în orar. Învățându-se după amiază, n-ai loc, n-ai unde să faci. Ai să vii noaptea. Să faci opțional după ora 7, nu merge. Da, nu. Nu, dar altceva vreau să spun, că ni se spune la început de an, de exemplu, sunt opționalele astea da, și astea. Da. Dar știți ce opționale sunt alese, da? Tot română și matematică. Logic. Cel puțin la... În general, părinții își exprimă opțiunea asta și e normal că ei acolo mai câștigă cunoaștere la... Dacă ele sunt obiectele prințese, ce să faci? Prințesă? Da. Nu m-am gândit la asta. Da, asta e în școală acum. Dar m-am obișnuit cu ideea asta și
Sigur că eu am promovat ideea de a să dă un test de asta de cunoștințe generale. Și eu cred în continuare că așa ar trebui. Vedeți în clasa 8-a cel puțin o scădere a interesului pentru celelalte obiecte, nu? Evident. Da, și rămân româna și matematica. Da. Și profesorii sunteți și dumneavoastră în rândul profesorilor mai înțelegători, adică hai să te mai las, na, ce să-ți fac. Profesorii în general sunt mai înțelegători, da, pentru că au în față niște copii. Și nu e vina lor că s-a hotărât așa. Exact. Acum fiecare școală e într-o competiție și știți foarte bine și din cauza acestei competiții s-a produs și inflația notelor. Că școlile sunt puse în paralel la admitere, uite acolo avem rezultatele astea, uite acolo. Și atunci, din patriotism local, profesorii țin cu elevii lor. A, și există tendința de a da note mai mari decât... Evident, față de când eram eu elev. Și există un șoc la liceu, că la liceu nu se mai ține cont, zic eu, există, nu știu. Există un șoc la liceu, da. Când copilul de 10 pe linie se trezește că ia chiar și 4, ia și 5 și așa mai departe. Eu îi avertizez, aveți. Nu, să nu plângeți, să nu intrați în panică, să nu leșinați. Îi vedeți foarte preocupați pe cei de 8-a zic, până la niște extreme de acest examen de evaluare națională? Da, există și tendința asta de îngrijorare profundă, dar eu le spun că nu e cazul. Și mai ales în ultima perioadă, când se apropie, atunci aveți asimilat, gata, calmați-vă. Mai faceți așa niște exemple de subiecte, dar nu să intrați în panică, e periculos. Păi, și sunt copii care răspunși la asta. Cunosc. Și, da. Și își fixează, adică sunt 2-3 licee cu Zaunirea în general și toată lumea vrea să se ducă acolo. Da, eu am văzut copii înțelepți în decursul timpului, care nu și-au pus problema așa. Și s-au orientat către alte domenii din start. Nu cu pretenții mai mici la note, dar cu viziune pentru viitor. Și am avut un exemplu interesant, nu de mult, când au venit și s-au întâlnit după 30 de ani o clasă de 8. Cel mai spectaculos din clasa aia era un stilist din București, georgian, care vine, a venit și cu o freză făcută, cu șuvițe, cu... dar interesantă. Și am zis, îmi faci și mie când mă pensionez. Și a zis că dacă vă programați de acum, poate prindeți înțeles. A zis-o. Un băiat care nu a excelat, nu s-a omorât cu învățatul, dar și-a ales domeniul. Și e celebru, nu e oricine acolo la... Și în domeniul lui stă foarte bine. Până la urmă, faci ce-i place. Ar fi ideea că e loc sub soare pentru toată lumea, nu? Da. Problema este să fii înțelept și să-ți alegi domeniul și să mergi serios pe el. Ceea ce e greu într-a opta. Adică eu văd la... E greu, da. E greu într-a opta să-ți dai seama, mă, unde vreau să mă duc? La mate, info, la chimie, biologie și așa mai departe. Nu știi ce îți place. E greu de ales. Deci aici e foarte important rolul familiei. Păi dacă copilul bate cu pumnul în masă... Nu, mai e și familia care bate cu pumnul în masă, care fixează niște ținte nerealiste. Da. Și în loc să gândească, doamne, dar ce am în jurul meu, în familia mea, uite, am un unchi, am o care face asta, face aia. Și să-mi dau seama dacă e pentru mine. Și, eu îndemn să fac asta, să studieze de jur împrejur, să vadă ce înseamnă diferite activități. Și unii au avut câștigat din asta. Să nu îi traumatizeze faptul că, uite, domnule, nu mă duc la liceul ăla, dar eu m-am dus, nu atât liceul. Că poți să te liceu, orice liceu, să faci orice. Să fii înțeles. Viziunea. Ei nu prea au viziunea la început, dar părinții ar putea să-i ajute. Și mediul. Bine, și noi. Noi vorbim, adică eu le spun și le dau exemple de astea. Am mai multe. Uite, domnule, și-a ales asta, a făcut asta, a mers acolo. Am un fost elev care a fost pe la mijloc, așa, nu pot să zic, călduț, nu s-a omorât. El a lucrat ca șofer de tir în țările nordice, are salariu de peste 7.000 de euro, a rezistat pe jobul ăsta atâția ani. Sora lui este o fată foarte deșteaptă care a făcut facultatea la Cluj în domeniul
psihologiei speciale pentru copii cu probleme, e în Anglia, e în Londra și lucrează în domeniul ăsta. A scris niște cărți pentru copii, le-a tradus și în română. Sigur, ea câștigă de 6 ori mai puțin decât el. Da. A fost elevă bună, elevă eminentă, a fost studentă bună, dar vedeți cum e lumea actuală. Această și reorientare omul, spre meserie. Da, și omul întreb, ce dorești tu de fapt? Că dacă își dorește să aibă ce îi trebuie, și atunci te rog frumos, du-te și te fă în domeniul ăsta. Uh-huh. E nevoie de instalatori, e nevoie de oameni, de electricieni, de oameni care să facă ceva și exact. Câștigă foarte bine. Exact. Dar prima întrebare pe care trebuie să o pun e dacă îi place să învețe. Că sunt oameni care nu le place să învețe, să tocească, să... Nu. Și atunci îți duc pe pragmatic. Ar trebui încurajat și ei. Eu îi încurajez. Da? Da, da. Dar le pun întrebarea asta. Văd că nu merge pe ideea asta, dar... Bine, acum la școală, învățatul că învățatul, dar gânditul e câștigul. Pentru că la orice obiect rulezi niște algoritmi, faci niște raționamente și alea te ajută să gândești. Cu asta pleci din școală. Domn profesor, vă mulțumesc foarte mult. Cu mare drag. Și vă doresc să faceți ce v-ați propus după ce... Da. Să le dați note bune la copii. Da. Trebuie să avem grijă de psihicul lor. Mulțumesc. Cu drag.